În episodul anterior am privit la patru direcții ale omului înțelept, da? Cum îl găsești? De unde știi ce face? Cine este omul înțelept? Iar în acest episod doresc să privim în continuare la alte șase direcții ale omului înțelept. A cincea direcție a unui om înțelept este aceea că el știe că scurtăturile sunt drumuri înfundate. Asuprirea îl transformă pe înțelept într-un prost, iar mita corupe inima. În viață, când banii sunt puțini și termenul limită este aproape, apare ispita de a tăia curba, de a merge pe scurtătură și de a face lucruri care nu sunt ilegale, dar nu sunt etice. Știți ce este mita? Mita este suma de bani cu care vrei să-ți vinzi integritatea. Când iei mită, de fapt arăți că ești iubitor de bani, că te închin banilor și că, de fapt, temelia sufletului nu este dragostea și închinarea înaintea lui Dumnezeu. Toate aceste scurtături sunt drumuri înfundate pe GPS-ul lui Dumnezeu. Aceste scurtături pot arăta în felul următor. A face un lucru de mântuială atunci când ești plătit. Sau a pierde vremea în orele pentru care ești plătit. Sau a suprafactura ceva ce vinzi, să crești marjele de profit, să furi de la șeful tău chiar și timp, sau acoperindu-i pe alții care fac prostii. Putem să ne scuzăm, însă Biblia spune clar, toate aceste lucruri corup inima. De vreme ce inima este izvorul din care curge viața noastră, a otrăvi izvorul pentru câțiva bănuți nu este deloc o investiție spre slava lui Dumnezeu. A șasea direcție a unui om înțelept este aceea că omul înțelept face din ultima zi cea mai bună zi. Versetul 8. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui și mai bună este răbdarea decât mândria. O persoană mândră are un început bun. O persoană răbdătoare are un sfârșit bun. Orice băiat este dur în fața oglinzii. Orice femeie este mamă perfectă în primele luni de sarcină. Orice băiat este făt frumos la prima întâlnire. Dar finalul contează. Înțeleptul știe că pe parcurs va fi păcat, lucruri dificile, consecințe ale păcatului. Dar înțelepții, prin harul lui Dumnezeu, pot naviga până la sfârșit unde este adevăratul câștig. Chiar și împăratul cel rău, Ahab, a avut atâta judecată încât să spună în 1 Regi, în capitolul 20, în versetul 11, cine încinge armele să nu se laude ca cel care le pune jos. A șaptea direcție. Fii un câine bun. În versetul 9. Nu te grăbi să te mâni în duhul tău, căci mânia locuiește în sânul nesăbuiților. Ok, la ce mă refer? Un câine bun nu este doar un câine jucăuș. Dar mulți își iau un câine care să-i protejeze. Da, ai o curte, ai o gospodărie și vrei să ai un paznic acolo. Nu te ajută la nimic dacă atunci când intră hoțul, câinele merge la el dând din codiță și așteaptă să fie scărpinat pe burtă. Pe de altă parte, nu vrei doar un câine rău. Dar un câine rău este un pericol chiar și pentru proprietar. Deși vrei un câine protectiv, nu vrei să fie un pericol pentru copiii tăi. Dar un câine bun știe că în unele situații trebuie să protejeze și să-și arate colții. Ei bine, versetul acesta ne spune să fim ca un câine bun. Nu doar cu minți și jucăuși atunci când trebuie să îi protejăm pe alții și nu doar un câine rău care întotdeauna latră fără motiv. A opta direcție este aceea că nu poți merge înainte dacă tu privești înapoi. Versetul 10. Să nu zici, de ce au fost zilele din tâi mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi aceasta. Una din primele lecții de la școala de șoferi a fost aceasta. Dacă vrei să mergi înainte, privește înainte. Dacă vrei să dai cu spatele, uită-te în spate. Dar nu poți merge înainte dacă privești înapoi. Ceea ce este adevărat fizic, este adevărat și spiritual. Nu poți înainta cu Domnul dacă tu te tot uiți în spate. Asta a făcut soția lui Lot și s-a transformat într-un stâlp de sare. De aceea Domnul Iisus a spus că viața cu Dumnezeu este ca unul care pune mâna pe plug și nu se uită înapoi. Nebunii, spune Solomon, vorbesc mult despre cât de bine era pe vremuri. Și asta poate fi datorită nostalgiei, da? Când ne aducem aminte ce ușor era atunci. Sau poate fi tradiție, da? Când am fi dorit ca lucrurile să rămână la fel. Însă problema cu astfel de gândire este că încă de la cădere, din Geneza 3, au fost numai zile cu durere și lacrimi. Zilele bune sunt în viitor. Acolo le-a pus Dumnezeu. Și încep după viața de pe acest pământ. Cea de-a noua direcție este aceea că înțelepciunea și bogăția sunt minunate. Versetul 11 și 12.
este bună înțelepciunea. Așa cum și moștenirea este bună și de folos celor ce văd soarele. Căci înțelepciunea este un adăpost, tot așa cum și argintul este un adăpost. Dar câștigul cunoașterii înțelepciunii este acela că dă viață celui ce o are. Pe măsură ce navighezi pe apele tulburi ale vieții, este bine să ai două vâsle. Înțelepciune și bogăție. Bogăția este bună și de folos, pentru că poți să rezolvi anumite probleme ale vieții. Însă înțelepciunea este mai folositoare decât bogăția. De fapt, înțelepciunea îți poate salva viața. Spre deosebire de cunoștințe, care îți arată ce este adevărat, înțelepciunea spune ce să faci cu cunoștințele tale. Dar înțelepciunea nu îți garantează absența problemelor, dar îți garantează ieșirea din probleme. Nebunii și înțelepții se lovesc de aceleași valuri și de aceleași stânci, dar înțelepții știu cum să le evite, pe când nebunii naufragează. Apoi, cea de-a 10-a direcție este aceea că Dumnezeu are două mâini, versetele 13 și 14. Caută să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate îndrepta ceea ce El a îndoit? Când vremurile sunt bune, fii fericit. Când vremurile sunt rele, cugetă. Dumnezeu le-a făcut și pe unele și pe celelalte. Astfel încât omul să nu poată afla nimic despre viitorul său. Dumnezeu a făcut lumea bună, dar păcatul a stricat-o. A trăi într-o astfel de lume înseamnă să acceptăm că nimic și nimeni nu este perfect. Gândește-te la viață ca la un traseu pe munte. Oricine știe că din vale până în vârf nu este un traseu drept. Când urci drept, când o iei în lateral, deși uneori este obositor, alte ori îți taie respirația, deși sunt momente de uimire, deși sunt momente în care vrei să renunți, câtă vreme te ții după marcaje, vei ajunge în vârf. În viață sunt momente în care mergi drept, dar sunt momente în care poate te afli printr-un platou. Sunt momente în care îți merge bine, sunt momente în care îți merge rău, sunt momente de sănătate, sunt momente de boală. Solomon ne spune că înțelepciunea înțelege pe Dumnezeu ca și cum ar avea două mâini. O mână este voia lui activă, iar cealaltă mână este voia lui pasivă. Câteodată Dumnezeu ne face bine, câteodată Dumnezeu îngăduie probleme. Dar trebuie să acceptăm că ambele vin din mâna lui, precum a făcut-o Iov. Noi nu știm de ce face Dumnezeu ceea ce face, dar știm că are un scop și că ne vrea binele. Și ultima direcție, nu te ține de nimeni și de nimic cu mâinile strânse în afară de Dumnezeu. Orice și oricine poate să fie pierdut, luat sau schimbat pentru totdeauna. Și ai doar trei opțiuni. Prima, te mâni pentru că ai pierdut ceea ce ai iubit. A doua, nu te bucuri de nimic ca să nu fii rănit. Și a treia, te bucuri de ceea ce ai atâta cât poți și atunci când s-a terminat, ești recunoscător lui Dumnezeu pentru ce ai avut. Desigur, singura persoană care a trăit perfect în înțelepciune a fost Isus. De aceea Biblia spune că numai El a fost mai înțelept ca Solomon. De aceea numai viața trăită prin puterea Duhului Sfânt este viața unui înțelept. Înțeleptul este persoana care înțelege cum funcționează viața cu Dumnezeu. Umblă în ea și îi ajută și pe alții să fie la fel. Astfel, înțelepciunea lui Iisus ne ajută ca viața veșnică să înceapă acum pentru noi și să continue cu El pentru totdeauna. Acesta este adevărul, pur și simplu.